discutasem despre acea probă. Da, cred că această probă nu o să mai fie anul viitor. Nu, deci proba cu pozele va fi, dar nu va fi... Dar nu cu doctori. Nu cu doctori. Sunt pentru convins că de asta. Anul, clar, da. Pentru că le-am cerut de asemenea să facă o, o poză cât mai mulți membri ai echipei într-o roabă. Da. Au reușit 15 da. Să intre într-o roabă. Alții au reușit mai puțin. De asemenea, a fost și proba în pijama. Da, în fața statuii cu Andrei Mureșanu. Da. Proba cu roaba, adică acea poză în care se urcau 15 tineri pe o roabă, i-am întrebat pe ai mei dacă nu cumva s-a rupt roaba. Nu, nu s-a rupt. A ținut. Anul trecut, membrii echipelor au fost... au avut de făcut poză cu primarul, cu cât mai mulți profesori, directori de instituții de învățământ. Da, și deci chiar în oarecum am păstrat acest schelet și am spus nu facem cu profesori, să nu se repete. Da, da, am zis medici și medici am zis de specialități diferite, tocmai pentru a nu fi 20 de medici de familie. Recunoaștem că a fost o probă puțin mai grea, dar au fost echipe care au adus foarte multe poze, peste 10 poze. Noi nu am spus, mai spun o dată, să meargă la spital, o să ne cerem scuze față de medici. Asta față a fost toată de... problema, Monica. Echipele care s-au dus duminică dimineața sau sâmbătă seara la spital, e bine, acolo găsești o grămadă de medici, faci puncte la greu în câteva minute. Asta a fost toată problema cu pozele și cu doctorii. Da. Dacă era interzis pentru toată lumea, categoric, se știa regula, să nu aibă voie să meargă la spital. Nu pot să spun că a fost interzis, dar mulți m-au întrebat, unii copii, unii participanți, să zic, pe un ton destul de răutăcios, pe ce vreți să scoatem medicul din operație? Deci nu se poate pune problema așa. Eu știind că sunteți 15 membri ai unei echipe, fiecare, am mai spus, fiecare cunoaște sau fiecare are cel puțin un medic de familie. Da. Din 15 medici de familie, unul cu siguranță vrea să facă o poză și după ce arătați poza să vă dea parafa. Era clar că prea puțin dau parafa pe foaie goală. Din acel medic de familie, sigur mai are un prieten, un medic veterinar, altul un medic stomatolog și așa mai departe și se puteau face aceste poze. Mai sunt aproximativ 10 minute din această emisiune, așadar Bistrița în Mișcare aduce și lucruri mai puțin discutate la o emisiune TV din județul Bistrița-Năsăud. Am vrut să discutăm despre tineri prin labirint, deoarece aici se adună mulți tineri și acțiunea are un impact inedit. Când vezi sute de tineri la un loc, cred că nici sâmbătă-noaptea în discotecă nu vezi atâția tineri la un loc, sau dacă vezi, nu sunt toți între 14 și 35 de ani, că sunt între 18 și 35, vezi, prin discotecă nu prea au voie minorii, nu au voie. Mă rog, Monica, așteptăm în continuare telefoanele 0263-231563, câteva minute pentru voi, profitați de ele dacă aveți propuneri, nemulțumiri sau sugestii pentru următoarele ediții. Vă rog, dați-i drumul și sunați, este dreptul vostru să o faceți. Monica, spune-ne cine v-a ajutat să organizați această ediție. Chiar aș vrea să aduc mulțumiri, aș vrea să, deci se poate să spun care sunt sponsorii sau... A fost o acțiune publică. Deci se poate, aș vrea pentru că totuși datorită lor am reușit să dăm și acele premii, să ne organizăm și așa mai departe. Au fost sponsorii principale ai acțiunii. Au fost Sece Ronfulda Prod SRL, Sece Amerimark SRL, sponsor Boulevard Cafe, Agroinvest, Urmon King, Symphony Aerobic Fitness Club, Pizzeria Tonight, Moonlight Club. Parteneri a fost Colegiul Național Liviu Rebreanu, Colegiul Național Andrei Mureșanu, ACF Gloria Bistrița, Asociația Județeană Sportul pentru Toți și aici aș vrea să-i mulțumesc în mod special domnului Sorin Costin și arbitrilor care ne-au ajutat la competițiile sportive. De asemenea, aș vrea să mulțumesc în mod special domnului profesor Deac Zoltan, cel care de fapt a inițiat acest concurs Tineri prin Labirint acum 4 ani de zile în calitatea sa de director al Direcției Județene pentru Tineret Bistrița-Năsăud. De asemenea, partenerii a mai fost Primăria Municipiului Bistrița, Club Sportiv Municipal Bistrița și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog. Mulțumesc și doamnelor de la acest centru. De asemenea, Case Municipale de Cultură George Coșbuc, care ne-a pus la dispoziție sala în care s-a desfășurat, astfel încât toată lumea a putut să vadă prestațiile live a echipelor față de anii precedenți, când aveam un spațiu poate mai mare sau mai adecvat tinerilor
însă nu era așa o vizibilitate Monica, de bună. Eu zic că Casa de Cultură a fost cea mai bună variantă din Bistrița, dintr-un singur motiv. Lumea a putut sta jos, chiar dacă a rămas mizeria, așa cum ai spus și tu. Da, mi s-au plâns cei de la Casa de Cultură. A rămas mizerie multă și pe Gloria, pe sinteticul de la Gloria. După câteva ore de joc, au rămas zeci, sute chiar de sticle goale, hârtie, ambalaje de dulciuri. Da, mă rog, unde se adună multe lume, așa se întâmplă. Locația a fost inedită, lumea a putut sta jos, a putut urmări spectacolul de pe scenă. În schimb, anul trecut, o înghesioală teribilă, mizerie, la fel, teribilă. Aș vrea să mă abțin, dar nu pot, și puțină golăneală, că așa a fost să fie, poate și din cauza locației. Anul ăsta au fost obligați să fie mai disciplinați, pentru că au avut rânduri de scaune destul de înghesuite, unde a trebuit să stea și să se comporte mai civilizat. Să tragem puțin linie după acest eveniment frumos pentru tinerii din Bistrița. Monica, ce crezi că trebuie să eliminați și ce trebuie să păstrați? Sau mai degrabă, ce trebuie să eliminați după această ediție? Da, înainte să-ți răspund la această întrebare, aș mai vrea să mai mulțumesc în mod special colegilor de la Direcția Județeană pentru Tineret, cei care au făcut posibil această acțiune, care au fost alături de mine și am fost toți împreună pe parcursul celor 3 zile cât au durat aceste competiții. N-am să mai nominalizez, dar vreau să le mulțumesc. Dar câți oameni au muncit pentru a organiza acest concurs? Păi cred că am fost mai puțin de 10. Mai puțin de 10. Da. M-ai întrebat că dacă ar fi să tragem ce eliminăm. Nu o să eliminăm nimic, o să aducem în plus, pentru că tinerii au spus că își doresc mai multe competiții sportive. Nu o să eliminăm, o să schimbăm punctajele astfel încât acele probe, da, acele probe care sunt mai dificile să fie mai bine punctate și o să încercăm să vedem acolo unde am greșit, să încercăm să reparăm. Și poate o să ne pregătim, poate cu încă o lună înainte. Adică mult mai repede decât ați făcut-o. Da, și o să mai găsim poate mai mulți voluntari sau mai multe persoane care să ne ajute, astfel încât să avem la toate competițiile și în toate locurile unde se desfășoară aceste competiții persoane care să ne reprezinte. Îi felicităm pe cei care au câștigat, echipa Chiloței Jucăuși, care au muncit mult. Aș vrea să te întrerup, mă scuze, aș vrea să felicit toate echipele care au participat. Au dat dovadă de foarte multă implicare și fair play și vă mulțumim foarte mult. La anul o să aveți ocazia, cei care n-ați câștigat, să câștigați, dar, cum spuneam, de la început e o competiție de distracție. Monica, mulțumesc mult pentru prezența în studioul ASTV. Mulțumesc și mie și eu, Ionuț, pentru invitație. Pentru voi, stimați telespectatori, am de făcut o mică precizare, pentru că Gloria a câștigat ieri, trecând astfel pe domeniul exclusiv sportiv, Gloria a câștigat ieri cu oțelul 2-1 în etapa 10-a a Ligii 1 la fotbal. Vă invit la meciul de cupă din optimile de final ale Cupei României Timișoreana. Meciul se joacă pe 28 octombrie, e miercurea, de la ora 20:15. Asta pentru că iubesc Gloria și pentru că știți, în orice emisiune pe care o prezint, vorbim și despre această echipă, chiar dacă se întâmplă pentru câteva secunde. Rămâneți pe ASTV, se încheie emisiunea Bistrița în mișcare, sunt Ionuț Capot, o noapte excelentă. Emisiunea o vedeți și pe site-ul www.as-tv.ro. De asemenea, în cele ce urmează, Cristian Berard vă așteaptă la emisiunea Impact. O noapte excelentă. Monica, mersi încă o dată. Mulțumesc și eu, la revedere. Succes în continuare. Mulțumim. La revedere, numai bine. Mirebon, dotări complete pentru examinarea pe calculator. Mirebon, școlarizare pentru toate categoriile. Mirebon, cel mai avantajos raport calitate-preț. Mirebon, laborator psihologic performant. Mirebon, profesionistul pregătește profesioniști. Detalii pe www.mirebon.ro. La Mirebon continuă sezonul reducerilor. Înscrieți-vă și beneficiați de reduceri de până la 20%, iar pentru elevi și studenți, reducerile cresc.